Vulpea albă, poveste japoneză. A fost odată, cu mult timp în urmă, un împărat căruia i-a plăcut vânătoarea. În jur avea mulți curteni destoinici, buni țintași. Dintre toți însă, cel mai iscusit era Yasunari, care îi era deosebit de devotat. Într-una din zile, împăratul i-a chemat pe toți și le-a grăit: "Bucurați-vă! Pregătiți-vă arcurile și sulițele, pentru că mâine vom porni iarăși la vânătoare prin codri străvechi." Astfel, le-a spus că de această dată nu vrea să mai vâneze nici cerbi, nici mistreți, ci o pradă mult mai de preț. Puternicul împărat voia blana vulpii albe. "Vulpea albă?" l-a întrebat uimit Yasunari. "Nimeni nu se poate lăuda că s-a putut apropia de ea. A fost văzută doar ca un fulger de argint. Se spune că era vrăjită." "Vrăjită sau nu," i-a răspuns împăratul, "de această dată nu ne poate scăpa, pentru că știu unde este bârlogul." Magoshiro a aflat că ea sălășluiește în pădurea de pin dinspre miază noapte. "Vom împresura pădurea și vom cerceta fără să ne scape nici cel mai mic loc." "Așa vom face," au strigat curtenii. "Pe tine mă bazez cel mai mult, Yasunari," a adăugat împăratul. "Tu ești arcașul meu cel mai ager." "Am înțeles, măria ta," i-a răspuns acesta, aplecându-se cu respect. După ce au mers mult, vânătorii au ajuns la pădure, au înconjurat-o și au început să hăituiască vulpea. Yasunari stătea nemișcat, pândind atent în desișuri, când, deodată, a țâșnit în apropierea lui o nălucă strălucitoare ca zăpada. "Iată vulpea albă," a șoptit el. "Vino! Vino mai aproape, duh al sălbăticiunilor. Tu îmi vei aduce cununa celui mai iscusit vânător și o bucurie nemăsurată împăratului." "Oprește-te, Yasunari," a strigat vulpea, văzând că se pregătește să tragă cu arcul în ea. "Deci știi să grăiești?" a spus el uimit. "Așadar, cei ce spuneau că ești vrăjită nu au mințit." "Da, Yasunari, sunt vrăjită," i-a răspuns ea tristă. "Dar acum vraja nu are putere să-mi apere viața, pentru că este lună plină. Sunt în mâinile tale. Niciun alt vânător nu m-ar fi prins, dar știu că de săgeata ta nu voi putea scăpa." "Da, așa este. Nu am dat greș până astăzi, deci nici tu nu-mi vei scăpa," i-a spus el hotărât. "Îndură-te, Yasunari," a strigat vulpea albă. "Cruță-mi viața, căci nu am făcut nimănui vreun rău. Lasă-mă să plec, te rog." "Dar ce vor spune ceilalți?" a întrebat el. "Nimeni nu va ști, Yasunari. Și gândește-te, mândria ta de țintaș este mai importantă decât o faptă bună?" După ce s-a gândit puțin, vânătorul a rostit: "Bine, mergi în pace, vulpe albă. Nu pot ucide o făptură ce mă roagă s-o cruț." Vulpea albă i-a spus că îi va rămâne recunoscătoare pe vecie și l-a încredințat că va fi răsplătit în miit pentru fapta lui bună. Dar Yasunari și vulpea nu știau că unul din vânători i-a văzut. Acesta s-a dus imediat la împărat de cum au ajuns la curte și a spus că a văzut cu ochii lui cum vulpea era doar la câțiva pași de Yasunari, care nu a făcut nicio mișcare. Împăratul s-a înfuriat foarte tare. I-a cerut să se apere, să spună că acel curtean minte, dar Yasunari a refuzat. El a rostit adevărul
spunându-i că s-a lăsat înduplecat de rugămintea vulpii, care l-a implorat să o cruțe. N-ai știut tu, oare, că trebuie să asculți numai de voința mea? L-a întrebat împăratul furios peste măsură. Am știut, măria ta, i-a răspuns onestul servitor. Doar că uneori glasul inimii este mai puternic decât porunca stăpânului. Împăratul a început să strige scos din fire. Știai cât de mult tânjesc eu după blana acestei jivine și ai lăsat-o să scape. Iată cu cine mă mândream eu. Dacă altcineva îmi făcea așa ceva, i-aș fi retezat capul imediat. Dar cu tine voi fi îndurător. Te voi surghiuni în cel mai îndepărtat și pustiu colț al împărăției și unde vei sta până la sfârșitul zilelor tale ca să te căiești pentru nesupunerea ta. Ajuns acasă, cu sufletul zbuciumat, i-a povestit soției lui, frunză de iederă, ce s-a întâmplat. Era îndurerat pentru ea că avea să o poarte în surghiun alături de el, deși îi spunea că nu se simțea vinovat cu nimic, avea inima curată. Frunză de iederă i-a zis că mânia împăratului nu va ține mult și că va trece ca o furtună, dar el i-a răspuns că nu se va întâmpla așa. Auzind hotărârea din glasul lui, ea a înțeles că era nevoită să meargă în acel loc unde va avea un trai plin de suferințe. După ce s-a gândit puțin, l-a convins pe Yasunari să plece înainte, promițându-i că îl va urma îndată ce va orândui treburile gospodăriei. Yasunari a plecat singur și a trăit greu în acel ținut îndepărtat și sălbatic, dar cel mai greu l-a apăsat dorul de iubita lui soție, care nici după mult timp nu a venit, așa cum i-a promis. Neîncetat, el scruta zările, așteptând-o, iar zilele și nopțile treceau ca o apă tulbure. Singur și îndurerat, până la urmă, el s-a îmbolnăvit. Dar într-un amurg a apărut dintre arborii pădurii o năluca albă. Cum ai ajuns în aceste îndepărtări, vulpe albă? A întrebat-o Yasunari. Pentru mine nu este greu să ajung aici sau oriunde în alt loc, oricât este de îndepărtat, i-a spus ea. Apoi l-a întrebat dacă îi poartă pică pentru situația în care a ajuns din cauza ei. Tu nu ai nicio vină, vulpe albă, i-a răspuns el. Niciodată nu voi regreta fapta mea de atunci. Ai un suflet nobil, a rostit ea. Ești bun și înțelept, Yasunari. Deși eu văd că suferi mult, pentru ce? Atunci Yasunari i-a spus ce durere îi mistuie sufletul. Că era nespus de dor de minunata lui soție, frunză de iederă. Fără ea, viața mi este plină de chin și pustie, a rostit el. Când a văzut durerea mare, vulpe albă i-a spus că va încerca să-l ajute așa cum și el a ajutat-o odinioară. Și apoi a plecat. S-a ținut de cuvânt și a luat înfățișarea unui negustor bătrân și s-a dus la casa frunzei de iederă, unde a găsit-o înconjurată de bagaje, pregătindu-se să plece. Bine te-am găsit, luminată stăpână a acestei case, a rostit vulpea albă odată intrată. Fie-ți inima ca rândunica și ochiul limpede ca izvorul. Bine ai venit, negustorule, i-a răspuns frunză de iederă cu glas rece. Nu-mi văd capul de treburi, așa că nu am nevoie de marfa ta. Nu am venit să-ți vând din podoabele mele, i-a replicat negustorul, ci să-ți spun că în lungile mele pelegrinări prin împărăție am întâlnit un om minunat care se cheamă Yasunari și care a fost slujitor la curtea împăratului. Frunză de iederă s-a minunat tare auzind acestea, dar când vulpea
i-a spus că el încă o așteaptă și că este pe moarte de dorul ei, femeia i-a spus: "Nici nu am de gând să-mi risipesc tinerețea și frumusețea trăind acolo în lipsuri lângă el. Plec la rudele mele, unde voi avea o viață îmbelșugată." "Nu-l iubești de fel pe Iasunari?" a întrebat-o vulpea albă. "Nu te înduioșează soarta lui?" "Ba da, cândva l-am iubit, dar pentru că a fost un neghiob care nu s-a îndurat să omoare o sălbăticiune pentru care ar fi fost plătit cu mult aur, acum firul iubirii s-a rupt. Singur a dat cu piciorul norocului, singur să-și spășească pedeapsa." Bătrânul negustor și-a plecat fruntea cu tristețe și a ieșit din acea casă. Iar nefericitul Iasunari a continuat să trăiască zile chinuite de dor și singurătate. Într-una din zile, Iasunari, care era foarte slăbit datorită suferinței din inima lui, s-a trezit dimineața și a rostit: "O, începe o nouă zi în care soarele va străluci din nou, dar pentru mine lumina lui este ca o lumânare palidă și rece ca o lespede. Inima mea plânge de tristețe. Unde ești, frumoasa mea frunză de iederă?" Dar deodată sărmanul om a tresărit, văzând că dinspre pădure se apropia o femeie. "Nu!" a strigat el, "ești o nălucă!" Nu-i venea să creadă că cea pe care o vede este iubita lui soție, după atâta timp de așteptare, când deja își pierduse speranța de a o mai revedea. "Sunt eu, frunza ta de iederă," i s-a adresat năluca. "O, dar glasul acesta nu este al tău," a spus el mișcat. "Ești prea obosit, Iasunari, și nu-mi recunoști vocea," i-a spus frumoasa femeie. "Am venit de departe ca să-ți alin dorul și să pun capăt singurătății tale. Mă vei ierta pentru îndelungata mea întârziere?" "Nu am ce să-ți iert, frunza mea de iederă," a exclamat el plin de fericire. "Ești aici și nimeni de acum înainte nu ne va mai despărți." Și așa au trăit ani în șir împreună, în pace și bucurie.